întrerup puțin, mergem în Parlament. Vasile Dâncu face declarații. Imposibilitatea colaborării cu președintele este un motiv. În ce sens? Este un motiv foarte clar exprimat și nu vreau să în dau ce nici... sens? Nu vreau să președintele Clausen, sau de când s-a format această ruptură între dumneavoastră și șeful statului? Nu știu, de când aud pe surse de 6 luni că trebuie să demisionez și toate celelalte. A fost ce parte a președintelui? Sursele le gestionați dumneavoastră, nu eu. Din partea președintelui, de la ce s-a declanșat acest conflict între președintele și dumneavoastră? Ați fost chemat la discuții de către președintele Klaus Iohannis? Eu am declarat foarte clar în acel comunicat motivul demisiei mele. Vreau să... Au fost făcute achizițiile pentru armata română? Au existat astfel de reproșuri din partea președintelui? N-am avut niciun reproș concret din partea președintelui. Nu am vorbit nici astăzi, nici ieri cu președintele Klaus Iohannis. Domnul Ciucă v-a cerut, frate, demisia? Nu mi-a cerut demisia nimeni până acum. În acest comunicat invocați periclitarea... Nu se putea calibra această discuție cu președintele Klaus Iohannis, această situație? Eu nu știu. Nu vreau să afectez în acest moment funcționarea apărării. Cum era afectată, domnule? Contractul legat de cele 4 corvete, domnule ministru, v-a fost cerut să-l semnați? Nu mi-a cerut nimeni nimic ilegal. Domnule ministru, Vasile Dâncu, declarațiile momentului în subiectul arzător al zilei. Nu mi-a cerut nimeni demisia, nu am vorbit nici ieri, nici astăzi cu președintele Klaus Iohannis, nu vreau să afectez funcționarea coaliției, nu mi-a cerut nimeni ceva ilegal, nu a fost vorba despre acele achiziții făcute de Ministerul Apărării. A răspuns cu nu la absolut tot ministrul Vasile Dâncu, a refuzat să explice atunci de ce nu se înțelege cu președintele Klaus Iohannis, pentru că și-a dat demisia pe Facebook, spunând că nu mai poate colabora cu președintele după întreg scandalul în care spuneam că a fost chemat de Nicolae Ciucă și a fost doar recalibrat discursul, nu remaniat, dar acum a fost demis. Subiectul momentului, spuneam, așteptăm să vedem ședința de la ora 18. Prima declarație a lui Vasile Dâncu, ați auzit-o, nu mi-a cerut nimeni demisia.